Luca 18, de la versetul 18 la 23. Un fruntaș a întrebat pe Iisus: Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a răspuns Iisus: Nimeni nu este bun decât unul singur. Știi poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Toate aceste lucruri, a spus el, le-am păzit din tinerețea mea. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis: îți mai lipsește un singur lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi, vino și urmează-mă. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. Tată Ceresc, venim din nou cu smerenie înaintea Ta. Venim, Doamne, și recunoaștem autoritatea cuvântului Tău. Recunoaștem, Doamne, în același timp, inspirația Duhului Sfânt, care și astăzi, Doamne, vorbește inimilor noastre. Doamne, suntem însetați după Tine. Te rogăm, Duhule Sfinte, ca Tu să miști astăzi fiecare inimă, de aici, din biserică, de acasă, Doamne, și cei care vor asculta mesajul Tău. Vrem, Doamne, ca lucrarea Ta să se facă în fiecare inimă și roada Duhului Sfânt să producă mântuire și transformare pentru slava și gloria Ta. Ne smerim, Doamne, ne bizuim pe Tine și proclamăm autoritatea și biruința Ta în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Am citit aceste versete pentru că, dacă vă amintiți, în urmă cu sau la ultima predică am vorbit și am plecat de la textul acesta, acesta a fost punctul nostru de pornire. Data aceasta vreau să abordăm lucrurile puțin diferit. Și pentru că atunci când te urci într-un avion, îți place să știi unde o să aterizezi atunci când avionul o să ajungă la destinație, aș vrea să citim și destinația zilei de astăzi. Plecăm de la pasajul acesta când Domnul Iisus Hristos vorbește cu tânărul bogat. Și acum vom citi și pasajul destinație. Și atunci când ne apropiem de el, vei ști că ne apropiem de sfârșit și aterizăm. Și acesta se găsește în 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 5 la versetul 8. Și spune așa: Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, adică în această credință, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul, care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să fi-l văzut. Credeți în El fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Amin. Pentru a ne aminti puțin de unde am pornit în călătoria noastră, vrem să ne bazăm pe Cuvântul lui Dumnezeu, vrem să stăm aproape de Cuvânt. Era o vreme în care Biserica lui Dumnezeu era lipsită de învățătură, era lipsită de cuvânt, de acces la cuvânt și mai ales în perioada dinainte de reforma lui Luther din secolul XVI, toate Bibliile accesibile erau scrise în limba latină. Așa că poporul trebuia să meargă la biserică, trebuia să aibă încredere în acești profesioniști religioși, în preoți, în clerici, ca ei să le spună ce zice Cuvântul lui Dumnezeu. E bine, cred că de multe ori, în zilele noastre, dacă ar fi dintr-o dată toate Bibliile care le avem să se retraducă singure în limba latină, probabil foarte puține am suferi. Pentru că ne-am obișnuit așa în ultimul timp să se citească din altă parte pentru noi. Ne-am obișnuit să mergem, să avem contact cu Cuvântul Dumnezeu la biserică, pe internet, să mai ascultăm o predică, o cântare, însă ca și poporul lui Dumnezeu, din ce în ce mai mult devenim parcă analfabeți în cuvânt și ne este tot mai greu să îl înțelegem, să ne placă, să-l descoperim, să ne aplecăm înaintea lui. Și cred că, într-o oarecare măsură, este vina și a noastră, a slujitorilor, pentru că de multe ori nu oferim poporului uneltele necesare, ca atunci când deschide cuvântul lui Dumnezeu să poată să găsească, să identifice mesajul, să poată să conecteze lucrurile împreună ca să extragă de acolo învățături și principii pentru viață. Și eu cred că Dumnezeu a gândit Biblia și mesajul lui pentru noi ca și un puzzle. Sunt multe piese care
sunt de multe ori desconectate și nu înțelegi ce vrea să zică într-o parte cuvântul Dumnezeu, ce vrea să zică în alta. Și de-abia atunci când începi să citești mai mult și începi să-ți dai seama că există anumite piese care se conectează cu altele și că atunci când se conectează le transmit un mesaj și acest mesaj îmi vorbește mie în zilele noastre, abia atunci cred că începem să ne îndrăgostim de cuvânt și începem și Duhul Sfânt începe să ne vorbească. De aceea, eu cred că Dumnezeu a plantat în cuvântul Lui lucruri ascunse. Și Dumnezeu nu le-a ascuns de noi, ci Dumnezeu le-a ascuns pentru noi. Le-a ascuns pentru noi ca să le găsim atunci când suntem pregătiți să le înțelegem, atunci când ne vom dori să le înțelegem. Dar până când nu ne vom dedica, până când nu ne vom dori, până când nu vom depune un pic efort, vor fi necunoscute față de noi. Și vom fi lipsiți de învățătura care ne poate schimba viața prin Duhul Sfânt. De aceea, în această dimineață doresc să conectăm și noi trei bucăți din acest puzzle care spuneam că este Scriptura. Aparent, ele n-au foarte multe în comun, însă există un detaliu care le conectează pe toate trei. Și aș vrea astăzi să punem pe masa noastră prima piesă, și anume Tânărul Bogat. Vă aduceți aminte data trecută că ne-am uitat la tânărul bogat și am încercat să vedem ce s-a întâmplat în situația aceea în care el îl înfruntă pe Domnul Iisus Hristos cu acea întrebare, primește un răspuns, se întoarce înapoi și pleacă. Și data trecută ne-am dat seama că în situația aceasta tânărul avea o problemă legată de inima lui, de atitudinea inimii lui. Și am văzut atunci că problema din inima lui a pornit cu mult timp în urmă, a pornit chiar din Eden, când omul a ales să întoarcă spatele lui Dumnezeu, la fel cum a făcut tânărul bogat. Și am văzut atunci că Eva, atunci când a privit fructul și pomul interzis, găsim în cuvântul Dumnezeu trei caracteristici care au prins în inima ei niște emoții, niște porniri puternice. Și prima a fost aceasta că era bun de mâncat. Și atunci când am vorbit despre această caracteristică, spuneam că atunci în ebraică cuvântul acesta vrea să spună ca și cum ar fi cel mai bun de mâncat, care ar fi cel mai de dorit, care simți că îți împlinește atunci când îl ai în viața ta și profiți de el. Și am identificat atunci faptul că Dumnezeu a pus în inima noastră o nevoie, o sete după a fi fericiți, după a găsi împlinire, după a găsi fericire. Și diavolul a venit să-i vândă Evei o altă fericire care nu se găsea în Dumnezeu, o altă împlinire care nu se găsea în Dumnezeu. Și se găsea în alte lucruri. Apoi am văzut că o altă nevoie remarcată în inima ei este că ea a remarcat acest lucru, că este plăcut de privit, că este sclipitor, că este fascinant, că atunci când îl ai te face să te simți deosebit și cuvântul în ebraic atunci spuneam că transmite ideea aceasta de iubire, că este deosebit de iubit și de îndrăgit. Și aici identificăm nevoia omului pusă în inima noastră de Dumnezeu de a fi iubiți, de a fi apreciați, de a fi remarcați, de a avea o reputație, de a avea o semnificație, de a însemna și noi ceva pentru cineva. Și am văzut atunci că Dumnezeu a pus în noi această nevoie, ca să înțelegem că pentru El noi însemnăm ceva, ca să înțelegem că reputația noastră stă de fapt bazată pe reputația Lui. Însă diavolul a vândut satisfacere ieftină pentru aceste nevoi. Și de al treilea rând am văzut atunci că în inima Evei s-a trezit din nou acest impuls al dorinței de a avea o minte deschisă, de a cunoaște, de a deține controlul, de a putea să ia decizii având mai multe date în viața ei. Și am remarcat atunci împreună că Dumnezeu a pus în inima noastră dorința de a căuta cunoaștere, de a putea avea un control în viața noastră, însă Dumnezeu ne-a spus că El este sursa cunoașterii din viața noastră și controlul pe care noi îl avem în viața noastră este delimitat de El. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a zis să îngrijească grădina, însă nu a zis să facă alte lucruri în afara grădinii, ci controlul pe care noi ca oameni îl primim întotdeauna vine demarcat de granițele pe care Dumnezeu le pune. Și am văzut atunci aceste nevoi și aceste dorințe pe care Dumnezeu le-a pus în inima noastră și pe care El dorește să le satisfacă. Însă în fiecare zi suntem oameni. Ne luptăm cu ispite care de multe ori atacă unul dintre cele trei nivele și de atâtea ori suntem și noi atrași după lucruri care sclipesc, după lucruri care ne aduc împlinire, satisfacție, ne aduc o poziție mai importantă, ne aduc cunoaștere, dominare.
Și am înțeles atunci că trebuie să ne pocăim, că trebuie să privim spre Dumnezeu, că avem nevoie ca El și numai El să satisfacă setea inimii noastre. Bine, în această dimineață vrem să privim spre tânărul bogat și să ne uităm la El cum Domnul Iisus Hristos privește un om care avea tot ceea ce-i trebuie. Privește un om care nu numai are ceea ce-i trebuie, își dă silința să împlinească ceea ce el crede că este voia lui Dumnezeu. Are o credință care îl determină să facă anumite fapte, să meargă la templu și spune el că și-a cinstit părinții, n-a mințit și tot ceea ce implica legea. Era cum s-ar spune un om impecabil, însă și-a dat seama că în viața lui ceva lipsea. Și aceasta l-a condus spre Domnul Iisus Hristos întrebându-L ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică. Și Domnul Iisus Hristos, parafrazat sau cu alte cuvinte, vrea să-i spună: nu-ți mai căuta fericirea acolo unde ți-ai pierdut-o. Ai încercat să-ți o satisfaci fericirea aceasta cu banii tăi, cu reputația ta, cu poziția pe care o ai. Și Domnul Iisus Hristos îi spune: nu te mai întoarce acolo, pentru că vei rămâne la fel de dezamăgit. Și spune Domnul Iisus Hristos: renunță și vină după mine. Și vrem să privim astăzi cea de-a doua dimensiune din viața acestui tânăr. Și anume că, pe lângă faptul că el avea o problemă a inimii, el avea și o problemă legată de credință. Avea și o problemă legată de credință. Acea credință care să-l determine să zică: ok, dacă eu las în urma mea tot ceea ce înseamnă pentru mine susținere materială, siguranță, ceea ce înseamnă pentru mine satisfacere, prieteni, relații, dacă eu le las și merg după Iisus Hristos, am credința că oriunde mă va duce drumul împreună cu Iisus Hristos, va fi bine. Și de multe ori și noi suntem oameni care avem o credință așa de mică, pentru că nu știm unde duce drumul împreună cu Iisus Hristos. Și pentru că ne este frică să riscăm, ne este frică să punem toată nădejdea noastră în Iisus Hristos, ne este frică să pășim în necunoscut împreună cu El. Și de multe ori și noi, la fel ca tânărul bogat, ne întoarcem la lucrurile pe care noi le putem controla, la lucrurile pe care noi le putem deține în controlul nostru și cu care ne-am obișnuit. Și acesta este o problemă de credință pe care o găsim de multe ori în viața noastră. Aș vrea acum mai departe să privim ansamblul în care ne aflăm. Am început cu mult timp în urmă să vorbim despre o navigare pe o mare înfuriată. Și spuneam atunci că, la nivel simbolic, este vorba despre viața noastră care se află pe o mare a ideilor, a concepțiilor, a ideologiilor. În fiecare zi când aprindem televizorul, când ieșim pe stradă, când vedem o reclamă într-un magazin, toate aceste lucruri pentru noi înseamnă idei și ideologii, care au scopul să schimbe ceva în mintea noastră, să schimbe ceva în comportamentul nostru. Și am zis atunci că dorim să le analizăm, dorim să vedem care este scopul lor și care este obiectivul lor. Și dorim să învățăm să navigăm în siguranță printre valurile acestor idei, ca să nu ne pierdem, ca să nu ne răsturnăm, ci ca să putem ajunge în siguranță la destinație. Așa că mesajul predicii în această dimineață se numește: credința încercată merge după Iisus. Credința încercată de valurile care vin dintr-o parte și alta, această credință, atunci când este încercată cu succes, ea întotdeauna va merge după Domnul Iisus Hristos. Așa că, după ce am pus prima piesă din puzzle-ul acesta pe masă, haideți să punem și pe a doua. Iosif. Un personaj care a trăit cu mult timp înainte de Domnul Iisus Hristos. Un om care a marcat istoria poporului Israel. Un om prin care Dumnezeu a făcut niște minuni deosebite și spre care privim atât de multe ori cu dorință ca și noi să fim un Iosif, acolo unde Dumnezeu ne-a așezat. Ceea ce priviți aici este prima piramidă construită vreodată de poporul egiptean. Această piramidă, în ziua de azi, poartă numele piramida lui Inhotep, însă, datorită căutărilor și datorită arheologilor care au căutat mai multe detalii despre această piramidă, la un moment dat au găsit o inscripție în care spunea că acest Inhotep, în urmă cu foarte mulți ani, a salvat poporul egiptean
de la o foamete de 7 ani de zile. Și atunci, pentru cei care cunosc Cuvântul lui Dumnezeu, oamenii ai Scripturii, au început să se creeze conexiuni. Și au început să sape și mai adânc. Această piramidă se află într-un complex chiar lângă orașul Cairo și săpând mai adânc, oamenii au găsit chiar în acest complex niște silozuri, niște depozite imense în care să fie înmagazinate cereale și ceea ce este trebuință pentru a susține viața pe mulți ani de zile. Și oamenii care cunosc Scriptura s-au îndreptat spre Cuvântul lui Dumnezeu și au zis: conectăm pe acest Inhotep cu prima piramidă construită în Egipt, cu aceste grânare, și recunoaștem aici, datorită timpului în care se clasifică aceste evenimente, ca fiind perioada în care Iosif a trăit și a dus această eliberare și nu numai a poporului Dumnezeu, ci și popoarelor din jurul lor. De ce această conexiune cu Iosif? Ei bine, pentru că Iosif a fost un om al soluțiilor. A fost un om care a făcut parte din soluția lui Dumnezeu. A fost un om pe care Dumnezeu l-a folosit ca unealtă pentru a-și atinge scopul. Și la fel ca și el, de multe ori, noi nu înțelegem că și pe noi Dumnezeu ne-a chemat să fim o soluție pentru familia noastră, pentru comunitatea noastră, pentru locul în care trăim noi și probabil pentru locuri în care încă nu suntem acum și vom fi altă dată mai târziu. Dumnezeu pentru fiecare dintre noi a trasat să fim o soluție, parte din soluție. Dumnezeu atunci când poruncește poporului său să se implice, vorbește despre o împărăție care trebuie să se răspândească, o împărăție care trebuie să se ridice și să dăinuiască. De aceea aș vrea să ne întrebăm astăzi, cât de mult suntem noi parte din soluție? Sau cât de mult suntem parte din problemă prin diferența noastră? Vedeți dumneavoastră, pentru a fi parte din soluție, este nevoie de credință. De o credință care trece dincolo de parametrii fizici pe care un corp uman îi poate înțelege. Aș vrea să ne întoarcem la începutul povestii lui Iosif. De când s-a născut, în viața lui a simțit că ceva este deosebit. În primul rând, tatăl lui spune că la un moment dat i-a făcut o haină pestriță. Așa spune cuvântul. O haină pestriță. Citind mai atent acest cuvânt, el poate însemna și o haină cu mâneci lungi. Ceea ce ar însemna că, de fapt, atunci când Iacov i-a făcut această haină lui Iosif, s-a gândit și i-a spus cu alte cuvinte: Iosif, tu nu va trebui niciodată să muncești. Tu nu va trebui niciodată să simți ce e greul în viață. Tu nu va trebui niciodată să faci niciun efort, pentru că pentru tine eu am tot ce trebuie. Și ți-am dat o haină cu mâneci lungi, o haină lungă, ca să nu trească să muncești, să te duci la câmp, să te apleci, să faci efort, ci tu să fii ținut în puf. Pentru că tu ești special, pentru că pentru tine am ceva deosebit, am o stimă specială, o dragoste deosebită. Mă gândesc că în mintea lui s-a înfilipat ideea aceasta că atunci când ești special, atunci când ești important, înseamnă că în viața ta se vor întâmpla anumite favoruri și că lucrurile vor merge foarte strălucit. Că vor fi multe probleme la care alții se gândesc și tu probabil n-ar trebui să le gândești niciodată. Pentru că așa suntem noi oamenii, ne gândim că atunci când avem favorul lui Dumnezeu, toate lucrurile o să meargă perfect, că o să mergem pe drumul rozelor, pe drumul trandafirilor. Și mai târziu vine Dumnezeu și vorbește lui Iosif și spune: Iosif, nu doar tatăl tău te crede special, ci Iosif, să știi că și eu vreau să te consider special. Și să știi că și eu am un plan pentru tine. Să știi că și eu am în vedere să fac ceva cu tine. Și acum, dintr-o dată, Iosif relaționează specialitatea aceasta din partea tatălui, tratarea specială, Dumnezeu, favorul lui. Mă gândesc poate că își făcea tot felul de vise și își imagina o viață strălucită. Și vine Dumnezeu și dărâmă concepție după concepție din viața lui. Și îl vedem pe Iosif căzut în trădare de frații lui, invidiat, bârfit, urât și apoi vândut și trădat. Mă gândesc că Iosif o să zis: ok, nicio problemă, cred că face parte din plan, o să treacă repede, trece, merge mai departe. Însă Dumnezeu nu se oprea acolo. A ajuns ca și rob, ca și sclav.
Dumnezeu a început să-l prelucreze, să-i lucreze nu numai răbdarea și calitățile acestea care țin de răbdare, dar apoi Dumnezeu începe să-i testeze și integritatea. Atunci când soția lui Potifar dorește să se apropie de el, a avut momentul în care putea să decidă să se bucure de prestigiu acesta, de poziția pe care o câștigase față de ceilalți robi, sau să-și amintească că Dumnezeu cândva a zis că el va fi cineva special, că va fi folosit într-un mod deosebit. Și a trebuit Iosif să ia o decizie. Aleg să mă bucur de ceea ce este evident, ceea ce este plăcut și ceea ce este la îndemână acum. Sau aleg să am încredere în niște vise care acum par așa de departe, acum par așa de șterse și pare că mă îndrept exact în direcția contrarie. Și în acel moment Iosif face o alegere de credință. Să se încreadă în cel care cândva i-a spus Iosif, cu tine am de făcut o lucrare. Și vedem că în loc ca lucrurile să se îmbunătățească, merg din rău în mai rău, până când ajunge la capăt de tot, în închisoare. Nu doar trădat, nu doar vândut, nu doar acuzat pe nedrept, ci acum trebuia să stea într-un loc din care nu mai putea să scape. Trebuia să fie într-un loc în care nu putea să înțeleagă cum Dumnezeu ar putea să mai facă ceva de aici cu el. Și acesta este locul disperării în care de multe ori și noi ne aflăm. Cred că în biserică sunt oameni care Dumnezeu le-a vorbit prin prorocie și le-a spus că are o lucrare specială de făcut cu ei. Cred că sunt tineri, cred că sunt persoane care au auzit în viața lor glasul lui Dumnezeu prin profeție care le-a spus am de făcut cu tine o lucrare. Și au trecut ani mulți de atunci și s-a așternut praful. Și au venit evenimente după evenimente care păreau că Dumnezeu îndreaptă viața exact în direcția contrarie cu lucrarea care spunea că o va face. Și a trebuit să luăm decizii în viața noastră, să zicem, rămân credincios la ce a promis Dumnezeu că va face. Sau uit și cred că a fost doar îndrăzneala unei persoane. Aceasta a fost poziția lui Iosif. Locul în care nu mai putea să iasă, locul deznădejdii, locul în care pur și simplu s-a terminat asfaltul și în fața ta nu mai este drum. Aș vrea să mă întreb oare dacă ar fi putut Iosif să îi trimit o scrisoare lui Dumnezeu, ce ar fi scris? Ce acuzații ar fi spus și cum ar fi justificat el spunându-i, Doamne, mi-ai spus că m-ai ales și parcă ți-ai bătut joc de viața mea și m-ai dus din rău în mai rău și acum m-ai pus într-un punct în care nimeni nu mă poate scoate. Dacă ar putea Iosif să scrie o scrisoare lui Dumnezeu, oare ce ar fi scris? Ce am scrie noi dacă am fi într-o astfel de situație? Însă, Scriptura ne spune ce a făcut un om care se afla într-o situație destul de asemănătoare cu cea lui Iosif. Și l-a avut șansa să-i scrie Domnului Iisus Hristos, să-i transmită un mesaj, să-i transmită o vorbă. Și acesta este Ioan Botezătorul. El este cea de-a treia piesă de puzzle pe care o punem astăzi pe masa noastră. Ioan Botezătorul este omul aflat pe culmile disperării. Aceeași istorie ca și Iosif, Dumnezeu îl cheamă de mic în slujire, Dumnezeu îi vorbește despre faptul că va veni cândva Mesia și că îl va vedea. Și numai că îl va vedea, ci va vedea și Duhul Sfânt coborându-se peste el, va auzi un glas care va spune despre fiul acesta, despre Mesia în anumite lucruri și îl va recunoaște. A trăit o viață dedicată chemării și ceea ce Dumnezeu i-a spus că trebuie să facă Ioan Botezătorul. Însă la un moment dat în viața lui chinuitoare și deloc ușoară, parcă și trenul lui a intrat pe o linie închisă, aflat acum în închisoare. Se uita la viața lui și la faptul că Dumnezeu îl chemase și se întreba, Doamne, ceva nu-i în regulă. Am înțeles că un rob al Tău trebuie să sufere. Am înțeles că un rob al Tău trebuie să treacă prin greutăți, dar Doamne, de aici nu mai e scăpare. Aici lucrurile se termină. Aici este capăt de linie. Și într-o situație ca asta, Ioan Botezătorul îi trimite Domnului Iisus Hristos o întrebare. O, dacă am putea și noi să-i punem Domnului Iisus Hristos o întrebare, atunci când suntem în situația cea mai dureroasă, cea mai complicată și să știm că Dumnezeu aude și că poate să și ne răspundă. O, dacă am putea să avem și noi astfel de onoare. Da, o avem. Și uitați ce spune și ce îl întreabă Ioan Botezătorul pe Domnul Iisus Hristos.
Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Acesta este punctul dezamăgirii finale. Atunci când Dumnezeu pare că cumva a ținut lucrurile în control până la un moment dat, ai avut dubii, însă la un punct se blochează total. Începi să te mai gândești și să spui, oare cumva Dumnezeu mi-a vorbit cu adevărat? Oare cumva lui Dumnezeu îi pasă de mine? Cumva l-am supărat pe Dumnezeu cu ceva și m-a abandonat aici? Oare Dumnezeu se ține de cuvânt? Oare Dumnezeu știe ce face? Și Ioan se afla pe culmile acestea întrebărilor legate de credință. Nu știa ce să mai creadă și merge și îl întreabă pe Iisus Hristos, trimite vorbă prin ucenicii lui să-l întrebe, ești tu Mesia? Deși a văzut atâtea semne, deși a văzut atâtea lucruri care se legau cap la cap, ajunge în punctul disperării în care credința lui atârnă de un fir de ață. Și haideți să privim răspunsul Domnului Iisus Hristos. E așa că și noi, dacă am putea să-L întrebăm pe Domnul Iisus, ne-am aștepta să vină din ceruri un răspuns din acela care cumva să-ți ia toată povara. Cumva să aștepți să zică Domnul Iisus, te-am lăsat până în ultima clipă și acum să știi că tot ceea ce-ți imaginezi tu o să se transforme și o să fie așa cum ți-am promis, așa cum îți dorești tu să fie. Și avem și noi speranța asta cumva că Dumnezeu, acolo la capătul puterilor noastre, va răspunde cumva și va da un răspuns în acesta depus în filme, în acela de să-L citească și alții. Și Domnul Iisus Hristos îi dă un răspuns care mai degrabă ne pune pe gânduri. Drept răspuns, Iisus i-a zis, duceți-vă și spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morți înviază și săracilor li se propovădește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi o pricină de potignire. Doamne, ce răspuns poți să dai uneori când îți punem cele mai importante întrebări, când îți punem cele mai dureroase întrebări, când credința noastră parcă se termină și ne răspunzi așa de complicat. Privind mai atent la răspunsul Domnului Iisus Hristos, din scrierile ebraice, din scrierile tradiționale ale poporului Dumnezeu, există 7 lucruri pe care poporul Dumnezeu aștepta ca Mesia să le împlinească. Atunci când preoții identificau pe cineva care pretinde că a fi Mesia, trimiteau la ei această listă de 7 lucruri pe care Cuvântul Dumnezeu spune în prorociile lui Isaia că Mesia trebuie să le facă. Și uitați ce spune, și am pus aici referințele, în primul rând spune Isaia că Mântuitorul, El va da, sau va da orbilor vedere. Apoi, al doilea lucru este că El va face scopii să umble. El va vindeca pe cei leproși. Este o înțelegere din contextul acesta. Apoi, El va face surzii să audă din nou. El va învia pe cei morți. Îi va evangheliza pe cei săraci. Le va duce vestea bună. Și apoi, îi va elibera pe cei captivi. O să pun din nou versetul și sunt puse în ordine. Dacă ne uităm la ceea ce Domnul Iisus Hristos îi răspunde lui Ioan, îi face o înșiruire la toate semnele pe care Mesia trebuia să le împlinească. Și dacă numărăm împreună corect, acolo lipsește unul. Și anume ultimul. Îi spune Domnul Iisus Hristos toate minunile cu surzii, cu șchiopii, cu leproșii. Însă sare ultimul punct și ultima speranță a lui Ioan. Și anume, aceea că el va fi eliberat. Și răspunsul Domnului Iisus Hristos la întrebarea lui Ioan, citindu-i inima, citindu-i durerea din întrebare, îi spune, da, Ioan, eu sunt Mesia și nu te voi scoate din închisoare. Ne place de multe ori să comparăm istoria vieții noastre cu istoria altor oameni din Scriptură.
gândindu-ne că traiectoria lor va fi cumva și traiectoria noastră. Însă aș vrea să înțelegem astăzi un lucru. Dumnezeu în viața fiecărui om a presărat teste ale credinței. Aceste teste sunt ca și niște rotunde care îți permit să schimbi direcția. Îți permit să continui drumul înainte. Sau îți permit, dacă nu cumva, dacă nu-ți convine direcția, îți permit aceste rotunde să te întorci, să o iei înapoi, sau să o iei într-o altă direcție. Și în viața oamenilor din Dumnezeu în Scriptură găsim de multe ori teste ale credinței care sunt puse acolo de Dumnezeu în viața lor cu un scop. Și de multe ori în viața noastră Dumnezeu pune teste ale credinței în care putem să alegem să continuăm mai departe sau să facem rotundă și să ne întoarcem înapoi. Ioan Botezătorul se afla în fața testului final din viața lui. După viața în care își dătuse toată silința să vorbească numai despre Mesia, să facă lucrarea care l-a trimis Dumnezeu ca să deschidă calea pentru Mesia, se afla acum la sfârșitul alergării. Credința lui a atârnat de un fir de ață și Domnul Iisus Hristos îi spune: Ioane, acesta este ultimul tău test. Este testul credinței. Este testul în care poți să alegi să mă crezi pe cuvânt, că eu știu ce fac și să îndur până la capăt. Sau este testul în care poți să renunți și să pierzi totul. Și spune Domnul Iisus Hristos: ferice de acela pentru care eu nu sunt un prilej de potignire. De multe ori ne-ar plăcea ca viețile noastre sau întâmplările din viața noastră să aibă un final fericit. Însă am pus toate aceste exemple ca să înțelegem că de multe ori testele din viața noastră pe care Dumnezeu le lasă, va trebui să le lăsăm ca El să le lege unul cu celălalt și să nu ne facem speranțe false atunci când Dumnezeu nu ne dă speranțe false. Și poate că vor fi în viața noastră momente în care prin credință va trebui să ne ținem cât putem de tare de acest fir de ață și să ne încredem în Dumnezeu, chiar dacă nu vine acel final fericit la care noi sperăm, la care noi visăm. De aceea, privind spre Ioan, vedem un Dumnezeu care este mai preocupat de împărăția Lui decât de preocupările noastre personale. Dumnezeu va pune întotdeauna împărăția Lui mai presus de confortul meu. Dumnezeu va pune întotdeauna mai presus lucrarea Lui decât plăcerile mele, decât stilul meu, decât gusturile mele. Și astăzi Ioan învață că Dumnezeu ne va pune la test și ne va întreba: ce alegi? Planul meu sau gusturile tale? Ales să pășești prin credință pe drumul acesta închis pe care nu-l înțelegi acum? Sau mai degrabă rămâi în plăcere, rămâi în comoditate, rămâi la ceea ce știi tu și mergi așa mai departe? De aceea aș vrea să privim astăzi și spre Ioan și să înțelegem că Dumnezeu are un plan pe care eu nu-l înțeleg. Însă Dumnezeu întotdeauna pune planul Lui pe primul loc. Și înțelegem de la Ioan că dacă punem și noi planul Lui pe primul loc, viața noastră va căpăta sens. Dar dacă voi încerca să pun planul Lui pe un alt loc, voi ajunge la această culme a disperării, în care, la fel ca și Ioan, va trebui să aleg ori să mă încred în El, ori să renunț. Și acum vine punctul în care legăm toate aceste piese de puzzle care le-am așezat împreună pe masă. Vă spuneam că atunci când ajungem la versetul acesta, încheiem, ne apropiem de aterizare. Spune Petru, în 1 Petru 1 cu 7, pentru că, și uitați ce zice acolo, pentru că încercarea credinței voastre, și nu zice credința, zice încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este aruncat în foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Aș vrea să înțelegem astăzi că Dumnezeu în viața noastră va aduce teste ale credinței, la fel cum a adus în viața tânărului bogat. Dumnezeu va pune în viața noastră o rotundă
la care va trebui să alegem să mergem împreună cu El sau să ne întoarcem la ceea ce înseamnă comod pentru noi, ceea ce înseamnă confortabil pentru noi. La fel ca și Iosif, Dumnezeu va pune în viața noastră momente în care să ne întrebăm, oare Dumnezeu mă consideră parte din soluție? Oare Dumnezeu m-a inclus și pe mine în vreun plan, în vreo lucrare, în ceva? Și pentru că n-avem credință, trăim o viață de indiferență, pentru că noi credem că nu. Dar acesta este un test al credinței. Deși Dumnezeu nu ți-a spus că va face ceva cu viața ta, tu să crezi că Dumnezeu are un plan, chiar dacă nu ți-l spune, l-are. Și foarte mulți oameni care n-au primit o confirmare directă, poate vizibilă, cu putere în viața lor, trăiesc o viață în aceasta mai lejeră. De ce să se complice? Pentru că nu cred că Dumnezeu va face ceva cu ei. Pentru că probabil se așteaptă ca Dumnezeu să facă lucruri în acestea foarte spectaculoase, fenomenale, să fie văzute de toată lumea. Și pentru că nu înțelegem că poate Dumnezeu are o lucrare ascunsă, o lucrare care să nu fie poate în ochii tuturora văzută peste tot. Și pentru că nu ne place lucrarea care vrea Dumnezeu să ne-o dea, alegem să trăim o viață care se complace lejer și cu lucrurile firii și cu Dumnezeu. Și niciodată această viață nu va putea să tragă de pragul acesta al credinței, în care începi să pășești, în care începi să lași ca Duhul Sfânt să schimbe lucruri din viața ta în perspectiva lucrării la care Dumnezeu te-a chemat. Ci pentru că n-ai această credință, trăiești o viață lejeră și o viață de compromis. Apoi, în viața lui Ioan Botezătorul, vedem acei oameni care Dumnezeu le vorbește, dar apoi viața începe să ia pe cărări și în direcții în care nu are niciun sens și se așteaptă să vină rezolvarea finală. Și Dumnezeu aduce un test al credinței, care are alte scopuri. Aș vrea să înțelegem astăzi că până când vom muri, până în ultima clipă Dumnezeu va aduce în viața noastră teste ale credinței, în care să ne oprim și în care să ne întrebăm, merg mai departe cu Dumnezeu? Sunt dispus să sacrific ca tânărul bogat ceea ce am și ceea ce mi este confortabil? Uitați-vă la un om care se considera bogat. Scriptura spune că, sau cel puțin autorul Evangheliei spune că el era un tânăr bogat. Și vine Domnul Iisus Hristos la el și îi spune, dragul meu, ești un sărac, cum nici nu-ți imaginezi. Dar dacă vrei să ajungi bogat, du-te și investește bogăția și ceea ce pentru tine este cel mai important. Investește în conturile cerești. Și vreau să spun un lucru, după ce ai investit în conturile cerești, investiția ta a plecat acolo. Dar mai e un lucru, va trebui să ajungi și tu acolo lângă investiția ta. Și spune Domnul Iisus Hristos, după ce vinzi tot ce ai, vină după mine și urmează-mă. Vin după mine și am să te duc acolo unde ți-ai trimis bogăția, pentru că după aceea vei fi cu adevărat bogat. Și de multe ori, în viața noastră, lăsăm acele schimbări din viața care ar trebui să le facem în viața noastră, le lăsăm datorită comodității și stilului de viață pe care îl construim în jurul nostru. Să știți că Dumnezeu, ca să poată să facă prin noi o lucrare, să ne imaginăm că Iosif trebuia să fie la nivelul acesta al credinței, ca Dumnezeu să-l poată să-l folosească, să-l prelucreze. Dacă Iosif nu accepta ca la fiecare test al credinței să meargă mai departe și ar fi zis, știi ce, Doamne, eu rămân aici, n-ar fi ajuns niciodată în punctul necesar ca Dumnezeu să zică, acum ești pregătit, acum te trimit, acum începe lucrarea pentru că ești gata. Și de multe ori în viața noastră, pentru că atunci când Dumnezeu a pus un test al credinței, ni s-a părut prea greu, ni s-a părut prea incomod, că Dumnezeu cere să ne pocăim de prea multe lucruri pe care noi le considerăm poate inconvenabile. Și pentru că n-am fost în stare să mergem mai departe și ca și tânărul bogat ne-am întors înapoi, s-am luat-o pe altă direcție. În viața noastră lucrarea lui Dumnezeu și planul lui întârzie. Până când auzim acea voce care zice, o, cât de mult am vrut, cât de mult am vrut să fac cu tine, dar tu n-ai vrut. Pentru că atunci când ți-a fost greu, te-ai întors la ce ți-a fost ușor. Atunci când trebuia să pășești un necunoscut, te-ai întors la ceea ce știi tu, te-ai întors la oamenii pe care îi cunoști tu și te-ai bazat pe puterile tale și n-ai vrut să pășești cu mine în necunoscut. Pentru că de-abia acolo începe
umblarea prin credință. Până când nu suntem dispuși să mergem după Domnul Iisus Hristos, suntem doar niște participanți ca oamenii din mulțime. Când se uitați în Scriptură, numai oamenii care au lăsat tot, au auzit chemarea și au mers după El, aceia sunt adevărați ucenici. Citiți în Evanghelie să vedeți că nu există alte persoane care să fie auzit vino după mine cu aceeași intensitate cu care au de acest tânăr și ceilalți ucenici. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos îi lansează invitația de a fi unul dintre ucenici. Și o refuză. Pentru că prețul, pentru că era prea mare incomoditatea pe care trebuia să o sufere. De aceea aș vrea să înțelegem că testul credinței din viața noastră, în primul rând, îi aduce slavă lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu îngăduie în viața noastră un test al credinței, în primul rând îl onorează pe El. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu aduce un test al credinței, Dumnezeu de fapt prelucrează viața noastră ca să-și împlinească lucrarea, ca planul Lui să meargă mai departe. Și atunci când noi, ca și Iosif, în testul credinței mergem mai departe, de fapt îl onorăm pe Dumnezeu. Apoi, testul credinței în viața noastră este necesar pentru viața de slujire, pentru că ne prelucrează, pentru că ne transformă inima, pentru că ne deslipește de toate lucrurile în care ne încredem și ajungem ca și Iosif să zicem, nu mai am pe nimeni, nu mai am pe nimeni decât pe Dumnezeu. Și după aproximativ 7 și 13 ani de tăcere, Dumnezeu să răspundă. De astfel de credință avem noi atunci când trecem prin teste ale credinței. Apoi Dumnezeu lasă teste ale credinței pentru mărturie. Mărturie în familie, mărturie între colegi, mărturie și pentru noi înșine. Ca mai apoi pe viitor să spunem, Dumnezeul meu a fost cu mine aici, după aceea a fost cu mine aici în cealaltă încercare și acum la încercarea aceasta, Dumnezeul meu nu m-a părăsit. Și apoi, testul credinței în viața noastră este pentru a ne verifica motivațiile. Testul credinței ridică o întrebare și zice, ești gata să faci lucrurile acestea în mod neegoist? Nu-ți va aduce ție nicio satisfacție, poate. Nu te va face pe tine să arăți mai bine în ochii oamenilor. Nu te va face pe tine să câștigi mai mulți bani, ci va fi pentru slava lui Dumnezeu. Ești dispus să renunți la acestea și tu să mergi cu Dumnezeu? De multe ori testele credinței ne arată în viața noastră că avem așa de greșite motivații pe care le punem în spatele unei lucrări care zicem că o facem pentru Dumnezeu. Când de multe ori facem lucrări care să ne promoveze pe noi, care să ne integreze pe noi într-o societate creștină. De aceea aș vrea să privim spre tânărul bogat care a avut o problemă a inimii și în același timp o problemă a credinței. În Scriptură veți găsi întotdeauna cuvântul credință și ascultare sunt întotdeauna legate. În concepția Scripturii nu se poate dezlega cuvântul credință și ascultare. Cele întotdeauna vor fi împreună. Și aceasta este credința pe care Dumnezeu o vrea de la noi. O credință care se ducă la ascultare și la urmare a Domnului Iisus Hristos. Zilele trecute, după ce terminasem lucrez de acasă, pe grupul de WhatsApp, unde suntem șeful și câțiva colegi, trimite șeful un mesaj în care pune o poză cu un bilet, ca și cum ar fi un bilet de tren, și pe el apărea numele lui și punea ca și cum călătorie către Marte. Și zicea el, dacă vreți, pe internet vă puteți înscrie să, la următoarea excursie către Marte să se facă, să se pună toate aceste bilete cu numele voastre și le pot ajunge pe Marte. Am intrat pe aplicația aceea și a rămas șocat să văd aproape 5 milioane de persoane care s-au înscris și au pus pe o hârtie numele lor, plin de emoție eventual că la un moment dat, peste ceva timp, o rachetă va duce toate pachetele acestea cu nume și le va așeza undeva pe Marte. Și mi-a dus atunci aminte de versetele din Apocalipsa care spun așa, și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea.
Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților a dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul, care este moartea a doua. Orice n-a fost găsit în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Trăim astăzi vremuri în care oamenii se emoționează mai mult ca numele lor să apară undeva pe o planetă, într-o cutie plină cu bilețele, decât numele lor să fie scris în cartea vieții. Eu nu știu la ce visezi astăzi. Probabil visezi ca numele tău să apară undeva scris lângă numele unei mașini. Poate visezi ca numele tău să apară pe un act de proprietate la o casă mare. Poate visezi ca numele tău să apară scris undeva într-un cont cu foarte mulți bani. Poate visezi ca numele tău să apară scris pe un certificat de căsătorie. Aș vrea astăzi să te întreb, cât de mult îți dorești ca numele tău să fie scris în cartea vieții? Spune cuvântul Dumnezeu că va veni o zi în care se vor pune cărțile pe masă și doar cei care vor avea scris numele în cartea vieții vor intra în părăția lui Dumnezeu. Cei care n-au numele scris în cartea vieții vor fi aruncați împreună cu diavolul în iazul de foc. Aș vrea să te întreb astăzi, este numele tău scris în cartea vieții? Sau poate încă mai alergi să scrii numele pe undeva pe aici, pe pământ? Să scrii numele poate undeva într-un birou la o firmă importantă? Poate să scrii numele undeva pe un canal de YouTube, să fii și tu cineva? Spune Dumnezeu astăzi că trebuie să alergăm după numele acela care este scris în cartea vieții. Și până atunci, învățăm din Scriptură că Dumnezeu va pune teste ale credinței în care va trebui să luăm o decizie ca Iosif, ca Ioan Botezătorul sau ca tânărul bogat. Aș vrea să te întreb astăzi, tu mergi după Iisus sau te-ai întors și ai luat o altă direcție? Amin.